Mario Iorgulescu va fi trimis în judecată la 2 ani după ce a fost protagonistul unui accident mortal. În urma deciziei Curții de Apel București, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, va fi judecat pentru omor și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Încercarea avocaților lui Mario Iorgulescu de a contesta decizia judecătorilor a fost una fără succes. Fiul lui Gino Iorgulescu va fi cercetat în lipsă pentru accidentul mortal provocat în 2019, în urma căruia un tânăr și-a pierdut viața fulgerător. În luna septembrie, în urmă cu 2 ani, pe fondul unei crize de gelozie, Mario Iorgulescu s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a cocainei. În timp ce se deplasa din satul Gulia către un club din parcul Herăstrău, aflat la volanul autoturismului său, acesta a trecut pe culoarea roșie a semaforului cu o viteză de 145 de kilometri la oră. Mario Iorgulescu a izbit în plin un alt autoturism la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 24 de ani. În urma impactului, tânărul a murit pe loc. După producerea accidentului, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a părăsit teritoriul României. Conform ultimelor informații, acesta ar fi internat într-o clinică din Italia.